botezul pentru clubul nostru, pentru că ești o așa de mare iubitoare de Lucoș, vreau să-ți ofer din partea clubului o lucrare al artistului Dan Buruleanu, Lucoșul dintotdeauna. Această lucrare a fost expusă la una din expozițiile noastre. Te rog să o ții alături. Te rog să-ți alături de carte. Noi o să ținem cartea, pregătim deja un screen al amintirilor. Cartea ta va fi alături de celorlalți autori. Da, sigur. Și te rog să te uiți cu drag la Lucoșul de altă dată. Îți mulțumim că ai fost pe la noi. Aș vrea să vă, înainte să-i dau cuvântul Cornelia așa pentru fiere, vreau să vă amintesc că avem pe pereți o expoziție deosebită. Sunt 5 autori pe care îi cunoaștem toți lucrăjenii. Tica Răducanu, Flora Răducanu, Mihai Moroz, Laura Pocher și Silvia Bloch. Expoziția este tot expoziția a lucrăjenilor. O să urmeze o expoziție de fotografie în care vă expune și lucrăjenii de astă dată. Dar ca lansare de carte, Cornel a fost beneficiarea primei lansări de carte a unui lucojan. Mulțumim, Cornel! Toate lucrurile există un început. Neam să zice că toate lucrurile au două capete, numai că brațul are două. Cei care vin din Germania, așa, și vreau să vă spun că a fost începutul. De fapt, materialul este mult, este amplu. Volumul 100 de pagini a fost, am trunchiat. Va urma și al doilea volum, care se va numi, probabil, Vișei Lucojene. Trebuie să mai strâng, avem foarte mulți oameni care fac cinste orașului și, indiferent dacă sunt sau nu născuți aici, sunt aclimatizați, au avut apă din Timiș. Cine vrea apă din Timiș nu mai pleacă. Am spesut una aici care a pățit treaba asta și am o mulțime de prieteni pe lângă el, care tot așa sunt aclimatizați și pe care iubesc foarte mult și mă înțeleg bine cu ei. Și cred că ar fi cazul odată să facem o întâlnire al lucojenilor de pretutindeni. Așa de mult aș vrea ca Dan Harica să dorească să fie cel care pune piața de început a acestei întâlniri al lucojenilor de pretutindeni. Pentru că în toată lumea există lucojeni. Tot timpul se strâng acasă, că ne cheamă Timișul, este un magnet. Sufletul nostru și Timișul sunt boli care se atrag. Toată lumea vine acasă, fac ce fac, pot să mă vedem toată lumea, dar Lucoșul e acasă, Marul Timișul e acasă. De ce să ne întâlnim și noi? Că nemții din Germania au la urmă întâlnirea germanilor de acolo, românilor din Buzi, așa. Am fost chemată acolo să duc cartea, nu știu dacă mai marte. Nu știu ce să mai spun, mai bine spui. O facem, părere, așa. Hai să facem, pe bune. Vorbesc și cu Ivan Bro, cu Aghi Sperber, cu ăștia care suntem nebuni după Lucoș. Fiecare poate să pună pe de asta n-am vrut să plec, nu văd niciodată. Putem să fiu în Canada, în America, nu știu pe unde, Doamne, iartă-mă. Dar nu o să fie nișul. Dacă îți ia, că ți-ai mulțumesc cu Viorel, care totdeauna a fost alături de mine. Când am plecat la drumul, mi-a fost mentor. Mulțumesc Marianei, care tot așa a fost alături de mine întotdeauna și fiindcă suntem și știu, generație, acea generație, suntem colegi, suntem prieteni, nu se poate să nu... Nu se putea să mă aperez de aici, nu se putea să nu fie ei alături de mine. Și în primul rând mulțumesc familiei Haica pentru că atrage tot ce este lucoșan. Asta este mare lucru. Mare, mare lucru. Mulțumesc de suflet. Mulțumim, Cornelia. Așa cum spunea domnul profesor Bodureanu, o primă confirmare pentru Cornelia Mari și pentru această carte este acest eveniment, această lansare de carte într-un loc care, cum spunea și Cornelia, atrage ca un magnet arta, frumosul și prietenii.
Orice comunitate are nevoie de astfel de cărți, de cărți recuperatorii, de o memorie care se constituie și se reconstituie prin astfel de oameni, cum este Cornelia Mariș. Este un demers reușit al Corneliei, care a dus și a scris o filă de istorie în comunitatea locală, a deschis o filă de sensibilitate în sufletul nostru de lugojeni. Mulțumim, Cornelia Mariș, și pe bună dreptate, chiar, suntem făloși că suntem lugojeni. O repetăm. Evident că noastră, care sunteți aici, prieteni, iubitori de literatură, cred că doriți să începem un dialog. Cornelia ne răspunde, haideți să întrebăm câte ceva. Sigur. Cred că așa e tipicul demersul de final, înseamnă sesiune de autografe. Vă mulțumim că ați fost aici în această seară frumoasă de august și sunt convinsă că vom reveni împreună cu Cornelia și la alte evenimente. Mulțumim mult! Mulțumim, Dan Haica! Mulțumim, Ingrid Poate!